Pe drumul județean 643A, asfaltul se oprește la primăria Murgaș. Până la Velești mai sunt însă 11 km pe care nu se găsește nici măcar piatra. Pe lângă Nămol mai este o problemă. Drumul urcă pe o coastă, așa că e greu de ajuns în sat și pe vreme frumoasă. După ninsoarea de duminică noaptea, oamenii au rămas efectiv izolați. Și zăpada este doar răul cel mai mic, pentru că atunci când se va topi, localnicii vor avea de înfruntat bălțile și noroaiele. Practic așa se întâmplă în fiecare an, de când se știu bătrânii din Velești pe aceste meleaguri. Utilajele nu vin la timp, vin numai când le trimite primarul. Dacă nu le trimite primarul, el nu vine. De exemplu, acum de dimineață le trimite primarul, dar așa nu venea niciun utilaj. Și așa rămâneam. Dar și după ce se topește zăpada, ai cumplit drumul la dumneavoastră? Da, bineînțeles, e foarte, foarte, e foarte apă, mocirlă și tot. Și nu poate să urce. Câți ani este așa, vă amintiți, drumul lăsat? De când mă duc, așa e drumul. Noi suntem a nimănui. Și asta e adevărul. Dacă mai ninge, o să mai puteți ieși spre centru? Dacă nu face drumul, nu. Și după ce se topește zăpada, când vor fi nămoale, cum ajungeți? Cum ajungem? Dacă urcă cursa, ajungem. Dacă nu, pe cont propriu. Sunt situații când cursa nu mai vine până la dumneavoastră? Da. De exemplu, când e noroi, de plouă rău, nu urcă cursa, că patinează la pandă, aici la pădure, când se urcă sus. Și când e zăpadă, dacă nu e făcut drumul, nu urcă, că nu poate să urce. E vai de capul nostru. Aia. Că l-a lăsat, că a mers până acolo și acolo l-a lăsat. De câți ani e lăsat așa? Nici nu mai știu. Dumneavoastră unde mergeți? Eu merg până la Cioruni, la deal. Aia. Dar dacă o să continue să ningă, ce o să faceți? Cum o să vă mai deplasați? Cum o să ieșiți la strada principală? Vai de capul nostru. Ajungem cum putem, mergem. Dacă aveți nevoie de, eu știu, pentru un bolnav, vine salvarea până la dumneavoastră? Nu, multe cazuri au reușit să vină, multe nu. Când este drumul închis și blocat, nu se... Rămâneți izolați, oarecum. Da, rămânem, dar nu pe perioade. După ce se topește zăpada, începe un alchin. Nămoalele vă omoară. Este mai greu. Acum, când s-a stopat, s-a mai stopat grofile. Bătrânii din Velești își așteptau de sărbători copiii acasă, numai că aceștia nu se încumetă să mai vină, tot din cauza drumului. Nu mai pot veni. Și avem în Craiova, vin că nu pot să vie. Că e mai ales, în pădurea este bătoacă de tot, s-a bătut jos de noi și primărie și tot, ca să știți. Când mai ajung ei acasă copiii dumneavoastră? Păi acum așteaptă să facă bine. Și putem să mânim și așa de mâine și n-a vinul, că vinul. Nici salvare nu mai vine, nici pâinea nu veni din coastă de acolo. Se întoarce înapoi mașina de pâine. Cine pleacă de acasă? Să rămâi pe după ce se topește zăpada? Nămol, mocirlă, uite. Tot drumul e numai greu. Tot drumul s-a făcut acela vale de moarte. Nu mai ieși să mai treacă la pădurea statului. Să nu vă lăsați pe partea din vale. Că dați în balta aia, nu mai ieși de acolo. Cam acolo cum pune la deal. Mai rău ca aia. Ce vă doriți acum la sfârșit de an? Nu știu, să ne apropiem. Să ne facă drumul, nu ne mai dorim nimic. Același lucru și-l dorește și primarul din Murgaș. Edilul Constantin Nedelea ne spune că în comună mai bine se circulă pe ulițe decât pe drumul județean, numai că fără bani nu se poate face nimic. Sunt aproape 11 km de drum județean. Asta e situația, nu știm nici noi, n-am înțeles-o nici noi. Era vorba să vină 1000 de metri cu de piatră spartă care ar fi prins bine până în zăpada acesta. N-a venit și situația este așa cum este la ora actuală. Problema e că pe ulițe laterale stă mai bine decât pe drumul județean, pentru că aici avem aproape 9 km de asfalt, drumuri pe care le-am realizat pe fonduri cu finanțare europeană. Problema însă rămâne și care una e gravă, drumul județean. Există promisiuni în sensul acesta că ar fi prins drumul județean, ar fi prins în strategia de dezvoltare a județului Dolj cu prioritate pentru anul care urmează. Până atunci, oamenii vor fi nevoiți să se descurce și iarna asta așa cum pot. Se gândesc o groază la primăvară când va veni un alt decas peste ei, inundațiile. Iar a merge pe drumul județean în comuna Murgaș este un adevărat coșmar. Deocamdată cel mai sigur mijloc de transport, în special între satele Balota de Sus și Velești, rămâne carul tras de boi, iar odată cu nisorile, sania sau tractorul cu lamă pentru dezăpezire.